Însă vânzările au crescut peste așteptări. Săptămâna aceasta ne așteptăm la o creștere de 35-40% a cifrei de afaceri față de săptămâna trecută și de 15% față de perioada similară a anului trecut. Am început pentru brăduț întâi, după aceea pentru copii, pentru rude, pentru prieteni, că știți cum e românul, de Crăciun, de Revelion și de Paști se strânge toată familia. De la masa tradițională de sărbători nu lipsesc sarmalele, așa că am cumpărat o varză murată pe care am dat 6 lei și voi mai cumpăra 2 kg de carne specială pentru sarmale. Un kilogram costă 11 lei. Și tot pentru masa de Crăciun, românii cumpără cârnați, caltaboș, tobă, brânzeturi, cozonaci și alte dulciuri. Foarte importante sunt și decorațiunile specifice acestei sărbători. Pregătirile pentru masa de Crăciun sunt gata. Am făcut și un calcul simplu. Un român care cumpără toate aceste produse dintr-un hipermarket din România trebuie să plătească aproximativ 450 de lei. Potrivit statisticilor, în 2005 de sărbători, românii au cheltuit 565 de milioane de euro. Anul trecut, cumpărăturile au fost și mai scumpe. Numai pe haine și mâncare, pentru sărbători, românii au dat 1,3 miliarde de euro. 17